O primă parte a reportajului realizat cu ocazia recentului turneu al operei din București la Moscova. Scena Teatrului Mare Academic a avut loc, ce ne spun de altfel pentru început, Marcel Roșu. Acest sacrificiu mie nu mi-este străin, pentru că l-am simțit de pe vremea când eram sportiv și, așa ca să vă spun o întâmplare drăguță, cu vreo 20 de ani în urmă, tot la Moscova, reușeam pentru prima oară ca sportiv, ca tânăr sportiv, un rezultat de excepție și cu acest rezultat îmi cumpăream biletul pentru Olimpiada de la Tokyo. Deci emoțiile pe care ar fi trebuit să le am la prezența mea pe scena Teatrului Bolșoi au fost oarecum diminuate de emoțiile pe care le-am consumat cu 20 de ani în urmă. Tot colectivul Teatrului Bolșoi, care ne-a întâmpinat și care a avut grijă de noi la fiecare repetiție, la fiecare spectacol, să nu ne lipsească nimic, și pe urmă cinstea pe care am avut-o de a ocupa cabina pe care cu mulți ani în urmă a ocupat-o chiar Marele Șaliapin. Nu perché tanto dispiace la piccola la stanza del palazzo. Susana! Grazie! Non tanti elogi! Guarda un po' così potria meglio stare in altro loco!
cervello.